Din acest moment, decizia este la juriu. Toți concurenții de aici au șanse să câștige acest concurs, pentru că au trecut preselecția în primul rând, ceea ce este ceva inimaginabil de bine. Eu mă bucur că am ajuns până aici, dar mă rog lui Dumnezeu că poate vrea să mă ajute să și câștig. Mie nu mi s-a părut de nota 10. La mine 10 nu mai există. Niciun 10 nu mai există. Vom afla de la membrii juriului cine pleacă acasă și cine rămâne câștigătorul acestei serii. Să începem cu Mircea Dinescu. Din păcate pleacă cea mai simpatică dintre vedetele de azi, Ana Maria Babei. Mie când a apărut, mi s-a părut că ea va fi, că are ceva de vedetă în ea din naștere, știi? Nu m-a durut faptul că am ieșit prima, adică oricum a ieșit. Mai contează că ești și al treilea, al patrulea, al doilea, oricum a ieșit, deci n-ai câștigat, adică cum să te deranjeze. Măcar sunt prima de la coadă, nu prima, prima, dar tot prima sunt, adică e ok. Premiul tău este o îmbrățișare de la mine? Mulțumesc! Doamne, ce rău, îmi pare tare rău. Nu îți pară. Următorul concurent de care ne vom despărți în această seară este anunțat de Cornelia Rednic. Sunt la fel de optimist că, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să reușesc să trec această ediție. Următorul concurent care ne părăsește este Larisa. Larisa, așadar, îți mulțumim foarte tare pentru emoție, în primul rând. Ai reușit să emoționezi atât de tare pe Grigore Leșe, dar uite că n-a fost suficient. Sunt 5 membri ai juriului și decizia aparține fiecăruia atunci când se stabilesc notele. Am simțit în momentul în care mi s-a rostit numele că a fost un moment dificil. Asta e tot ce pot să spun. E foarte greu să explici în cuvinte trauma emoțională pe care o primești în momentul în care știi că tu n-ai fost așa cum ți-ai dorit, poate. Vino aici la mine, măi. Hai să te îmbrățișez. Hai, vino aici lângă mine. Stai aici. A fost doar momentul de astăzi și felul în care m-am prezentat astăzi, nu cum mă prezint întotdeauna. Sunt o învingătoare, voi munci și cu siguranță se va auzi de mine de acum încolo mult mai mult. Ana Maria, hai să te mai îmbrățișez o dată. Mulțumesc tare mult, mă simt foarte bine aici la voi. Ana Maria, hai încă o dată să te îmbrățișez, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu tare mult, mă simt foarte bine. Sper să ne mai vedem. Cu siguranță. Cosmin și Vlăduț. Doi tineri foarte buni au demonstrat asta în această seară. Elise Stan. Despre cei doi care au rămas acum, pot să spun că au în față o carieră frumoasă. Sunt convinsă că vom auzi de numele lor peste timp. Noi nu putem decât să fim bucuroși dacă ei își vor duce la bun sfârșit gândul acesta frumos, extrem de generos, de a se apropia de cântecul popular. Pentru că este parte din sufletul nostru. Și acum să aflăm cine rămâne și cine pleacă. Câștigătorul acestei ediții este Cosmin Bârlan. Cosmin Bârlan! Am așteptat cu sufletul la gură decizia și când am auzit Cosmin Bârlan, pur și simplu nu știu, a fost un sentiment așa, nu pot să-l explic în cuvinte, în momentele astea sunt foarte, foarte fericit. A fost un sentiment unic, să zic, chiar unic.
Mulțumesc juriului pentru frumoasele vorbe acordate și pentru tot ceea ce am putut să trăiesc în această emisiune și, nu în ultimul rând, mulțumesc publicului pentru aplauzele oferite. Mulțumim foarte mult! Aplauze pentru Vlăduț, câștigătorul acestei seri. Așadar, al doilea semifinalist la Vedeta Populară, Cosmin Bârlan. Felicitări, dragule! Am emoții foarte, foarte mari. Vreau să mulțumesc în primul rând onoratului juriu pentru aceste clipe minunate, probabil și pentru încredere. Probabil este cea mai mare bucurie din viața mea. Nu am decât să ajung acasă să mă pregătesc, să fiu cât mai serios și să promit că nu am să dezamăgesc. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Îți mulțumim și noi. Așadar, al doilea semifinalist Vedeta Populară, Cosmin Bârlan.